Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod din King's Opening pe Drake Moon. A trecut ceva timp, pentru mine a trecut 5 minute, pentru că am zis să mai bag banii, de ce nu, pentru că mă distrez. Episodul cred că va fi interval de vreo 3-4 zile, dar eu îl filmez după 5 minute, așa că, da, mă sper să vă placă, e destul de târziu, deci vorbesc un pic mai încet, pentru că e în timpul săptămânii, bine, e joi, vineri, e vineri, 1 noaptea, deci de aia nu mă culc eu, pentru că mâine am ore ușoare și na, bana mea. Ok, păi ce vreau să fac în episodul de astăzi este să deschidem multe, multe, multe cutiuțe de toți bănuții, pentru că gata, rip. Rest in pepperonis, guys. Ok, dăm și mai refresh. Dacă vreți să aveți 75 de cenți pe acest site, îmbogățiți-l pe Nick și duceți-vă la promo code. Eu deja am băgat, scrieți aici Nick, nu e căcapa, și primiți 75 de cenți. Ok. Eu îl îmbogățesc pe Nick, glumeam, n-aveți treabă. Bine, nu vreau să băgați ăla meu, pentru că după aia, oricum primiți puțin față de alunic și nu vreau să fac bani, e un cent, nu merită să primiți voi 4 cu 30 de cenți, aproape mai puțin, pentru un cent al meu, deci da. Hai să deschidem cutia, o să deschidem milspec, o să începem cu milspec, după o să deschidem altceva. Open case, hai fraților să vedem ce pică, dar să mă pun eu mai bine pe scaun ca să văd cum se vede facecam-ul. Se vede foarte bine, ok. Nu e chiar rău începutul. Ba, e foarte rău începutul. E foarte rău începutul. No, hai că poate. Ok. O să deschid, cred că, 3 din fiecare. Astea mai ieftine. De ce nu a picat Blood Tiger-ul? No! Deci ce vreți să deschidem acum? Deschidem Snarky ăla sau Micro Drake sau USP Puff sau ce ați vrea voi să deschidem? Interesant. Aș vrea Halloween-ul ăsta să-l deschid, dar nu vreau să-mi pierd banii. Like, ce se poate câștiga din chestia asta? Hai să mă fritesc, bine. E clar. Hai mai dăm un frate. De fapt nu mai dăm. No. Nu, bossule, că nu. Găm un Drake, băga mea și cioaca de... Hai frate, pică și tu ceva, bun. Acum, prima dată că mă rog de jocul ăsta. Dacă e asta mai mult de 30 de cenți. Mare luz ce am făcut aici. Bine, nu e mare luz, dar am pierdut ceva și... Hai să schimbi asta, bate pic, ok. Și ok, 2 euro, deci e ca lumea rău. Atât, să te moară familia. Deschidem o să de Halloween, azi, ce are asta de Halloween în ea. Ce am făcut chestia asta? Trebuia să deschid Halloween case. Ok, hai să deschidem un... Puteam să deschid-o de asta. Hai mai deschidem un Halloween. Poate avem noroc la ceva de 4-5 euro, dar nu cred. No! De ce trebuie să deschid chestia? Nu, gata, du-te de aici, pa, Snarky, direct. Hai, te rog încă o cheie, te rog, te implor încă o cheie, te implor. Trist. Fuck me! Trebuia să bag bani în prostiile alea. O pica cheia, după aia trebuia să deschide astea. Nu să fac bani în cele mai scumpe. Așa Oh, nice! Asta e 30-40 de cenți. Nice. 71 chiar. E bine, frate. Hai că am pierdut. Am pierdut 2-3 euro. Am pierdut grav acolo. Dar nu-i bai. Până la urmă 12 lei. Până la urmă nu trebuie să fiu trist pentru chestia asta, nu? Ce puțin nu trebuie să nu fiu trist. Da. N-a picat bun. Ok, asta e 30 de cenți. Nu e scumpă deloc. Opriște! Fuck! Bro, really? Bro. Ok, după asta deschidem altceva, neapărat. Dacă nu pică ceva bun, deschidem altceva. Da, o deschidem altceva.
Nu știu, să deschidem o de asta oare? Nu știu, nu o deschidem. Hai să vedem ce să deschidem, fraților. Ia aș deschide, nu știu, să deschidem iară de aia cu chei, mă, dar mi-e frică, mă, cum, care e aia? Aia cu chei, snarky, cred. Da, e snarky, mă, aș deschide de asta, mă, dar ia să vedem, free test pin. Nu-mi pică. You must be logged in to perform this action? Like, what? Dragmon. Dragmon. Mi-arată că nu... Ok. Aparent mi s-a resetat. Ah, să zic că eram... Da, stai. Eram logat în browserul ăsta pe alt cont de Steam și... Mi s-a logat pe contul ăla de Steam. Cam două conturi de Steam. Ce să-mi pic? Gata, ia. Gata, merge. Nu eram pe alt cont de Steam, așa că am două conturi de Steam și de aia. Wow, dacă deschideam acum, acum a fost ghinion. Mă rog. Sunt micro dragon. Ai, mă, ce o fi. Oricum, deja mi-am dat banii, deci... Uai. 42, nu mai deschid astea, duceți-vă dracu cu chestiile voastre neprofitabile, adică vreau și să fac aceea un profit, bag și niște bănuți să fac un profit și nu câștig nimic, mă, și eu din jocul ăsta, mă. A, oprește-te. De fapt, nu știu care e mai scump. Încerc și eu să bag bani în site-ul ăsta, să vă filmez vouă un episod ca lumea, să câștig și eu ceva bani, dar no. Oprește. Yes! Yay! Eu nu mă bucur, dar yay! Totuși yay, pentru că mai puteți deschidem. Adică am făcut mare profit aici. Mare mic profit, de fapt, dar na, mă rog, tot mare. Hai să vedem. Ah, Erip, rest in pepperonis, guys. Bă, nu a fost chiar mult, dar i-am pierdut jumate de cutie, deci... Rip. E ca safari mei și ăla, cred că îmi tăia în gâtul, dai. A, 11. Deschidem. Mai deschidem. Rip, rest in pepperonis, guys. Nu deschid cutia asta, nu mai deschid. Pa! Pa, boy. Nu, cutia asta nici nu mai vreau să o deasesc. Deschid un snarky, mă risc chiar, pentru că atunci am avut mare bulan. Mare bulan am avut. Dar acum nu o să mai am bulan. Vă zic eu că nu o să mai am bulan, așa că... Ce se deschid? Bag unde ăsta, mă. Deschide mil spec, pentru că ăsta e, hai să zicem, open case. Este cât de cât profitabil, să zicem, și... A, adică am făcut ceva profit din el. A, nu mai fac profit, nu iasă 30 de cenți nici să... Skin succes, eu să dau sell la tot care nu-mi pică bun. Oprește. Aaa, dacă-mi pică ăla era vreo 2 euro sau 1 euro. Dar nu, îmi pică ceva de 21 de cenți, că am eu nevoie ceva de 21 de cenți, adică te rog. Am nevoie de așa ceva. Cred că mai pot să deschid. Stați. A, îmi face fițe mouse-ul frumos. O să mă bag sub birou, cred că să-l scot. Lasă-mi un pic să-l testez. Merge bine. Cred că merge bine, nu cred că merge bine. Stați-mi un pic. Merge bine. Daily free. If you deposit per day 1 euro. Vă depozităm 1 euro, like, really? Dacă depozităm, ne dă 700 free. Ok. A, la level 1. A, păi nu fac eu level nici. Ok. Dragmon! O să închid, ok. Oh, boss, ce-ai făcut? O să facem la fel. Adică...
oprit. Hai, cu profit acum. Ok, să stăm normal, pentru că nu merită să ne agităm. Trebuie să fim calmi, băieți, calmi. Se face cu călmie, cu călmie. Uite, vezi, cu călmie, cum se zice așa, cu călmie. A făcut 30 de cenți. Sau nu era 30 de cenți? Ai, te rog să pici ceva bun, te implor ceva bun, mare, te va ce implor, mă. Aoleu. 12 cenți. Ba, și asta e praf, frate, e praf, e praf, e praf. Sel, hai să băgăm un cuțit. Să vedem dacă, cine pica dacă dădeam. Free test spin. Bă, ești nebun, dar și la free test spin așa nu vor să-și facă și eu un pic de reclamă, mă. Mai dă un free test spin. Și nu vor să-și facă un pic de reclamă? Cea mai mică reclamă că le... Că îți pică skin-uri bune? Nu, frate. Ei lasă să-ți pice un flip nice. Un flip nice. Un flip nice de 50 de euro după ce plătești 70 de euro. Adică ei vor să-și facă și reclamă negativă, aparent. Uite, spune, că-s curios dacă îmi pica. Nu, aici știți că am făcut un win de... Na. Cel mai degăcat win din lume. Care se putea să-l iau. Raymond! Raymond! De cât timp îi luăm de 11 minute? Ok, mai filmăm. Am zis chestia asta, că astea sunt cele mai profitabile. Părerea mea! Părerea mea! Simpla mea părere. Azi am cheltuit 30 de euro. Mai bine. De fapt, aproape 30. Ba da. Dar am cheltuit 30 de euro pentru că banii sunt în valetul meu de pe site. Adică mai am încă 7 euro în valetul meu de pe site. Deci da, sunt acolo banii. Sunt acolo banii. Și uite cum îi pierd. Așa, în citișori, citișori se duc toți. Pentru că nu fac profit. Trebuie să faci profit să câștigi. Dar eu nu fac profit. Și mă rog, pentru voi orice v-am zis. Pentru voi cheltui orice fir de bani. Eu v-am zis. De primul episod să și-a uploadat, trip 15 euro, acum are 30 de... Ne sunt din țâțe. Really? No, am văzut că mi-a scumpă, 70 de cenți. Câștigam două cutii. Acum s-a dus totul. Gata, e visele mele. RIP, rest in peace. Ia să-i dăm try again. Stai. Și că not enough balance, dar am 7 euro, asta îmi place, să omoară familia mea, ce... Winnings. Winning, winning, chiar îmi cere ăsta, dar nu știu de ce. Ok, băieții. Ok, ok, ok. Stați numai un minut. Let me see something cool. PayPal. Mai îmi bag încă 2 euro. Să-ți moară gagica de nu-mi câștig acum. Carambit. Mai bag 2 euro, că asta e ultima mea balanță de pe PayPal. După aia mai trebuie să-mi bag de pe card pe PayPal, știți? Promo. Gata. Ok. Mi-am mai băgat 2 euro, acum am 9 euro. 9,25 euro. Hai mă, frate! Poate ne pică ceva. Hai, băga-mi-aș... De asta îmi place să deschid, pentru că de asta am făcut și profit. Am făcut ceva profit. Aoleo, dacă îmi pică asta, asta o vreau. Oh my god, asta e fain. Îmi place skin-ul, dar nu-mi place cât costă. Asta chiar nu mă încât. E bine. E bine, e bine. Unde 14 minute? Cred că o să chem episodul după tura asta sau de cutie. Aaaa, e build-ul, era frumos. Arăta frumos în inventarul meu. Vă știți voi de n-arăta frumos în inventarul meu elite build-ul ăla? Dar nu, mie nu trebuie elite build-ul, îmi trebuie bronze deco. Futus bronze deco, măti. Cât costă? Opt cenți, băieții. Opt cenți. Vă dați seama și voi ce opt cenți bun. Deci, dacă deschid Milspec, nu câștig nimic. Am deschis un snarky, am câștigat. Dar totuși Milspec-ul... Știți ce mă? Tentează mine să deschid Milspec. Asta vă recomand, pentru că e skin-uri albastre și sunt multe skin-uri albastre. Dar, bă, sunt unele profitabile rău. Mă, nu știu să văd dacă...
fac eu chestia asta aici? Stai, căutam codecul de asta mai mare, gen... Vă dați seama dacă... Adică, nu știu, vreau să vă găsesc, gen... Un cod de ăla să vă dea, dar nu cred că există cod de 2 euro pe site-ul ăsta. Adică 2 euro am răsemnat cutia asta, mini Drake. Și mini Drake-ul ăsta îți dă ceva aici. Uite, știți asta, vedeți? Puteam să deschidem un mini Drake, frate, și ne pica ceva ca lumea, bă. Da, nu, că mi-e întreabe! Da, stai, frite, sunt curios ce implica dacă rădeam chestia asta. Uite, chopper de ăsta, care cât e pe P90 chopper, ia să mă uit peste mine. A, nu-s logat. Deschidem de-astea. De fapt, ia stai un pic tu. Micro Drake. Gata. Am pierdut 10 cestra la 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 Jeg de armă, frate. Jeg. Asta e făcut în așa fel încât să nu primești ceva. Bă, uite, Blood Tiger, ăsta arată frumos, mă. Și e și un euro, sau 70, zice, sau cât e. Dar eu nu primesc, eu primesc pe 250 balance. Ai de pizda, mă, zi. Trebuie să dau eu bani pe Dragmoon, să le dau eu banii lor în pâine, că nu, eu n-am nevoie de bani. Nu, cum așa, mă, McDonald's ceva, nu, frate. Eu trebuie să dau la așa de la Dragmoon, mă. La Dragmoon trebuie să duc să deschid cutii, pentru că așa trebuie, asta e tradiția, asta fac tot. Și mi-e să fac și o chestie asta. Uite, pe 250 valens îmi pune, nici mai arată skin-ul, e prea jegos. Mamă, câți bani pierd, nu pot să cred că fac chestia asta și pierd atâția bani. Măcar e ceva. Ai. Bă, băieții, ultima tură. Alegeți ce cutie. Aveți 10 secunde să alegeți ce cutie vreți să deschid. O să ghicesc eu ce ați ales, ok? O să ghicesc eu ce ați ales. O să alegeți pica knives. N-am bani de aia. Ceva de ce am bani. Mai am încă 2,37€. 2,37€. Deci am pierdut 7 euro, mă. De când, de acum, am 5 minute, am pierdut 7 euro. Mă rog. Ziceți, de banii ăștia, o să deschid câteva cutii. Da? Ultimele 2 sau 3 cutii, nu știu, depinde cât câștig. Hai, frate, astea! Ați ghicit. Astea am ghicit, de fapt. Hai. S-a oprit așa, e? O să mă uit? Nu! No! Hai că pierd! Nu pot să cred că pierd atât de mulți bani. Like, de ce pierd atât de mulți bani? Uite! Cât e asta? 0.08. Fai, asta cred că e ultima cutie care pot să o mai deschid. Care pot eu, care mi-am eu suflet să o mai deschid. Yes. Hai că e bună. Hai că nu e bună. Nu-i mai, gata, nu mai am bani, băieții. S-au dus tot, absolut tot, caput. Ok, am pierdut 30 de euro, mă, în seară. 30 de euro, băga-mi. Ok, pierdut 30 de euro, am ce să fac, asta e, se mai întâmplă, am ce să fac, frate, am ce să fac, am avut și 2 euro odată, la un moment dat, care am câștigat din cheia aia, nu, eu nu trebuia să, puteam să păstrez cheia, mama dracu, să o vând pe market, pe Steam, și să-mi iau auge cameleon, măcar ăla e roșu și frumos, da, nu, mie îmi trebuie să deschid skin-uri albastre, care nici măcar nu-mi pică ceva ca lumea, bravo, Raul, nu vă îngrijorați, o să mai fac seria asta, da. Cel mai probabil odată la o săptămână sau... Acum am deschis într-o seară mai multe cutii. Dacă nu deschideam în seara asta, mai multe cutii nu era luz așa de mare până la urmă, dar eu acum nu mai am nimic, azi, bă, cum să ai... Mai am 2 euro, cred, sau 1 euro. De pe inventarul de CSGO. Dar în rest nu mai am nimic. Dați seama, mă, ce trist sună, mă. Ce trist sună. Aici e afiliate-ul ăla meu. Ce mă lăsa? Ah, afiliate-ul. A, uite, 0.75. Fai, mamă mia. Ok.
fraților, sper că v-a plăcut acest episod cu case opening. Dacă mai vreți episoade de genul, absolut doar subscribe. Sunt episoade de genul mai multe. Nu știu cum o să mai fac, sunt foarte obosit și... E foarte obositor să te gândești în continuu că poate să spice ceva bun, da, sau poți să pierzi tot. Asta e foarte trist, să știi că poți să câștigi sau poți să pierzi tot caput. Și eu chiar am pierdut tot caput, adică ăla. Deci o cutie de 30 de cenți, am deschis, cred că mai mult de 10 pe videoclip. 10 ori asta vine 3 euro, da? 3 euro vine? Da, 3 euro. Mai mult de 10 pe videoclip, adică vreo 20, poate 6 euro. După aia am deschis și de asta. Am deschis și de asta. Am pierdut tot. Tot. Ok, mă rog. Mai am 14 cenți. Și na. Am pierdut tot. Ioi, Doamne, Daily Free, dă și mie ceva gratis, mă. Ai, am ceva la winnings, trebuie să bag inventarul și nu mi l-am băgat, adică link-ul. Oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezita să apăsați butonul subscribe, dacă mai aveți episoade de genul în continuare. Case opening, eu sunt foarte obosit, e ora, știi mă, 1 și un sfert noaptea. Deja mă, sunt foarte obosit, nu pot ieși, televizorul e închis. Da. Ia, să vă fac așa un fast tour la setup, pentru că voiau mulți care n-au văzut setup-ul. Ah, perfect, în pijama ales direct, așa. Ia să facem un fast tour pentru cei care se uită până la final. Ia, uite ceva de genul arată setup-ul meu în momentul acesta. Aici e OBS-ul în care am toate astea. Aici site-ul, aici și mouse-ul și ales și acolo chestii. Acolo e caietul și aici astea care vorbesc. La. Ok, never mind. A, uite OBS-ul acolo, uite. Ce șmecher, what the fuck. Ok, mă rog, never mind. Da, spune mâna pe chestia asta. Hai, spune mâna pe. Ok, sper că v-a plăcut. Dacă tot am scos așa, cred că așa este bine. Da, așa este bine. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați, să vă subscribe și ne vedem data viitoare.